Cei drept, noi aici la Matinal vă spunem informațiile despre vreme punctual pentru fiecare zi în parte. Pentru informații extinse ne adresăm Serviciului Național de Meteorologie și vom afla cum este vremea în acest weekend și la începutul săptămânii următoare de la Oana Catrina, meteorolog de serviciu, care îi spun pe această cale bună dimineața și bine ați venit la Matinal. Bună dimineața și bine v-am găsit. Până începe cu ceea ce urmează să se întâmple în weekendul ce urmează, am punctat faptul că astăzi vom asista la o răcire în regiunile vestice, nordice și centrale, o răcire ce se va concretiza prin scăderea valorilor de temperatură spre temperaturi în jurul normelor. Aș punta faptul că pe parcursul zilei precedente, în regiunile vestice, nordice și centrale s-au înregistrat temperaturi de până la 23-24 de grade. Astăzi, spuneam, vom asista la o răcire a vremii în aceste regiuni, dar și temporar la ploi cu tendință de restrângere în noaptea imediată următoare. Pentru weekendul ce urmează, veștile nu sunt foarte bune și asta pentru că vremea se va răci în toate regiunile. Spun în toate regiunile, dar fac mențiunea că cel puțin în prima zi a weekendului, valorile de temperatură ce urmează a se înregistra, valorile de temperatură cuprinse la scara întregii țări, în general între 12 și 18 grade în orele amiezii, se vor situa în jurul celor normale perioade, pentru că în mod normal, în această perioadă anului ar trebui să avem temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade, cu cele mai ridicate temperaturi în partea de sud-est a țării, respectiv 15-16 grade în capitală. Însă, duminică, procesul de răcire a vremii continuă și nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură mai coborâte decât normele perioadei. Vom vorbi duminică de temperaturi cuprinse cam între 8 și 15 grade la scara întregii țări, cu 14-15 grade în capitală. Iar cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, vremea va fi una rece pentru perioada în care ne aflăm, cu temperaturi mult mai coborâte decât normele perioadei. Sub aspect pluviometric, în weekendul ce urmează așteptăm ploi. Spre exemplu, mâine ploile vor prefera partea de sud-est și zonele montane, unde local așteptăm, spuneam, temporar ploi, inclusiv în capitală, mai ales spre seară și în noapte va ploa. Duminică ploile vor fi de interes pentru partea de sud-est, dar se vor semnala pe arii restrânse și asta pentru că presiunea atmosferică la nivelul solului va fi în creștere, motiv pentru care cel puțin în perioada imediat următoare de duminică, spuneam, ploile sunt mult mai puține pe arii restrânse în sud-est, iar de săptămâna viitoare vorbim de o vreme stabilă, lipsită de ploi, dar rece până la mijlocul săptămânii, pentru că de la mijlocul săptămânii viitoare valorile de temperatură vor crește ușor și treptat de la o zi la alta, apropiindu-se de cele normale perioade. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Ne revedem săptămâna următoare, vineri, pentru a afla și vremea de weekendul viitor. Mulțumim, mergem mai departe. Așa cum vă povesteam puțin înainte de scurta pauză de publicitate pe care am luat-o anterior, dezbatem în această dimineață un subiect de importanță colosală pentru generația de astăzi, pentru vremurile pe care le traversăm. Medicul pediatru Mihai Craiu a spus că în 30 de ani de carieră nu a văzut o creștere atât de galopantă a cazurilor de depresie și de suicid în rândul adolescenților, motiv pentru care în această dimineață dezbatem această problematică, poate mai ales pentru faptul că se răcește vremea în weekend și cei meteosensibili poate experimentează și stări de anxietate dublate de condițiile meteo. Stăm de vorbă în această dimineață cu Adela Dorobanțu, trainer de dezvoltare personală pentru copii. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ești alături de noi în această dimineață. E o problemă gravă cu care ne confruntăm în această perioadă. Probabil că și din cauza pandemiei s-a accentuat această creștere a numărului de cazuri de depresie și de suicid în rândul adolescenților. Da, așa este. Într-adevăr, este o problemă gravă și nu trebuie să o ignorăm absolut deloc. Cauzele depresiei la copii și la adolescenți sunt diverse. Poate să pornească de la un eveniment major cu impact negativ în viața copilului, cum ar fi decesul unui părinte sau plecarea părinților la muncă în străinătate sau venirea unui frățior sau unui surioare pe care aceștia nu și-l doresc și nu și l-au dorit,
sau poate să fie vorba despre un context stresant și prelungit, așa cum este contextul pandemic pe care îl trăim cu toții. Copiii resimt foarte dureros aceste lucruri care se întâmplă astăzi, pentru că, vedeți dumneavoastră, este vorba despre acest bombardament informațional care vine asupra copiilor. Televizorul adulților care merge în permanență în sufragerie, în living, și copiii, chiar dacă par preocupați cu joaca lor sau cu activitățile lor, aud tot felul de lucruri care nu sunt deloc plăcute. Și atunci, cumva, vine o povară extrem de puternică pe umerii lor, aceasta a responsabilității propriei sănătăți. Este, într-adevăr, un context dificil pe care îl trăim. Însă, depresia la copii și la adolescenți are și alte cauze în afară de acestea. Întotdeauna atunci când avem de-a face cu un copil depresiv sau cu un adolescent depresiv, trebuie să ne uităm și în familie, pentru că în familie există cel mai probabil un părinte care suferă de aceleași afecțiuni. Părinții trebuie să fie întâi foarte atenți la ceea ce simt ei, să aibă grijă de igiena lor emoțională, ca să poată să identifice și să aibă grijă de ceea ce simte copilul. Pentru că dacă părintele este foarte concentrat pe, nu știu, problemele de la serviciu, pe conflictele pe care le are la serviciu, va fi foarte greu să-și găsească energia și puterea să identifice și să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul lui. Cum reușesc părinții să navigheze printre simptomele depresiei? Cum le recunosc? Care sunt principalele semne după care ar trebui să se ghideze în această căutare? Principalul semn al depresiei este tristețea, dar este vorba despre o tristețe profundă, este vorba despre o tristețe care se prelungește, nu este neapărat legată de un eveniment major, am luat o notă mică la școală și sunt supărat. Este vorba despre o tristețe care se prelungește peste 2-3 săptămâni. Este vorba despre o lipsa strălucirii privirii. Întotdeauna, dacă ne uităm cu atenție în ochii oamenilor, observăm dacă ei sunt fericiți sau nu. Un copil sau un adolescent care este depresiv va avea o privire ștearsă, o lipsă a oricărei plăceri de a face chiar și lucrurile care înainte îi provocau plăcere. Va deveni apatic, va suferi tulburări de alimentație, fie că va mânca foarte mult și își va găsi refugiul în mâncare, fie pe de altă parte poate să sufere de o lipsă a poftei de mâncare. Va suferi tulburări legate de somn, va simți nevoia să doarmă foarte mult sau, dimpotrivă, va avea insomnii. De asemenea, un copil care suferă de depresie, pe lângă faptul că poate deveni apatic și poate să se retragă în mod destul de puternic din viața socială, să nu mai vrea să vorbească cu nimeni, să nu mai vrea să mai întâlnească cu nimeni, poate merge pe cealaltă parte, poate să atragă atenția printr-un comportament negativ, să aibă schimbări din acestea de stare foarte oscilante, stări emoționale foarte duse la extreme. Poate să se refugieze, atunci când vorbim de adolescenți, de copii mai mari, poate să se refugieze în tot felul de dependențe, tocmai să scape cumva de ceea ce simte. Poate să apeleze la droguri, la alcool, la tutun, comportamente distructive care ascund în spate această suferință numită depresie. De asemenea, copiii și adolescenții au o suferință, au o modificare a limbajului. Încep să spună despre ei că nu sunt buni de nimic, că viața pentru ei nu are cum să le aducă ceva bun. Din nou fac referire la ce putem să vedem pe majoritatea canalelor de știri. În această perioadă îi ajută foarte mult, între ghilimele, în această modificare de limbaj. Pot să spună că nu mai au niciun prieten, că nimeni nu-i mai iubește, că părinții nu-i mai iubesc. Această lipsă de soluții în ceea ce privește viața lor este, într-adevăr, un factor major
de identificare a stărilor depresive. Copiii simt nevoia foarte mult să înțeleagă ceea ce simt, iar părinții îi pot ajuta fiind foarte atenți la ceea ce simte copilul, fiind conectați cu copilul și încercând să îi explice ceea ce simte și ce a declanșat acel sentiment de furie, de supărare, de tristețe și să aibă cumva un dialog permanent cu copilul. Acesta este unul dintre lucrurile pe care pot să le facă părinții. Părinții mai pot să fie iarăși atenți foarte mult la ceea ce privește copilul pe rețelele de socializare. Pentru că dacă copilul este expus unor imagini nerealiste, toate acele fotografii cu filtre, filmările cu filtre, începe să nu se simtă reprezentat în social media. Și atunci, nesimțindu-se reprezentat în social media, simte că nu aparține niciunui grup. Și atunci fetițele încep să spună, sunt prea grasă, sunt prea scundă, sunt prea slabă. Băieții pot să se considere total neatrăgători pentru că nu au mușchi, că nu corespund acestor imagini care sunt foarte mediatizate și la televizor și pe rețelele de social media. Și atunci stima lor de sine scade. În depresie stima de sine este extrem de scăzută. Au senzația că nu mai fac nimic bine, au nevoie de confirmări în permanență pentru ceea ce se întâmplă cu ei. Cumva copiii cer ajutor și copiii și adolescenții prin comportamentul pe care ei îl afișează cer ajutor și părinții ar trebui să fie atenți la aceste semnale de ajutor pe care copiii le cer. Din nefericire, de-a lungul timpului am văzut în principal la jurnalul de știri de la ora 5 numeroase cazuri de adolescenți care și-au pus capăt zilelor. Ulterior, părinții fiind întrebați cum s-a putut întâmpla așa ceva, de multe ori spuneau, nu înțeleg, era un copil extraordinar, învăța foarte bine la școală, avea prieteni, era iubit de toată lumea. De aici, de la această imagine pe care părintele o are despre propriul copil până la acest gest, ce se întâmplă? Unde este clivajul? Unde e prăpastia în care acel adolescent a călcat și de unde n-a mai putut să se mai ridice? Depresia uneori poate fi și mascată. Întâlnim de atâtea ori, în general la adulți sau la copii mai mari, acest comportament în care este vorba despre o persoană populară, veselă, foarte fericită aparent, cu o viață perfectă aparent, însă în realitate persoana respectivă, după ce merge și se întâlnește cu prietenii și rede și este foarte sociabilă, ajunge acasă și are o tentativă de suicid, tocmai pentru că el se luptă cu depresie și a reușit, această persoană reușesc, unele persoane să-și dezvolte o serie de mecanisme, o serie de instrumente prin care disimulează. Aici în niciun caz nu este vorba de copii mici. Copiii mici sunt foarte expresivi și poți să-ți dai seama mult mai ușor. Dar atunci când este vorba de persoane mai mari, de adulți sau, mă rog, adolescenți, copii mai mari, atunci pot să-și dezvolte aceste mecanisme. Însă depresia nu se întâmplă peste noapte, nu apare peste noapte. Sunt tot felul de semne minore. Mare atenție, v-am zis, la limbaj. Acesta este un factor fantastic de important și de ce urmărește copilul, ce influență urmărește, ce fel de prieteni are. Este foarte important ca părinții, chiar dacă consideră că este un copil exemplar, să știe exact la ce emisiuni se uită, ce influență urmărește, ce prieteni are și sfătuiesc întotdeauna părinții să cunoască foarte bine prietenii copiilor lor, să-i cheme pe acasă, să se împrietenească, să-i cunoască, să vadă cum relaționează. Este o discuție foarte amplă și utilă în această perioadă, deși constat că din ce în ce mai mulți părinți fac pași către un parenting sănătos și de calitate. Câteodată, ca părinte, cred că e foarte dificil să gestionezi anumite situații și cred că ajută faptul că ai venit în această dimineață să ne povestești despre acest subiect. Îți propun să reluăm discuția periodic, astfel încât cei de acasă să conștientizeze prin această reamintire, poate, a principiilor pe care le-ai enunțat în această dimineață. Îți mulțumesc că ai venit și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Cu plăcere, mulțumesc și mie, mi-a făcut plăcere să stau.
Dacă vorbim despre mâncare, Adela a spus ceva foarte interesant, poate să fie vorba despre lipsa apetitului sau, din contră, despre mâncat emoțional. Eu vă propun o altă traiectorie, ceva mai echilibrată, să vă placă ceea ce mâncați. Mie îmi place foarte mult salata de vinete, îmi place foarte mult această rețetă libaneză de baba ganoush pe care noi vă propunem în această dimineață, așa că cine știe, poate dacă vă plasați în una dintre cele două extreme, reușiți să veniți la mijloc, să încercați baba ganoush și să vă simțiți mai bine. Bun găsit! Astăzi vreau să prepar salata numită baba ganoush. Iară nu mă pricep, am nevoie de ajutor. Ajutorul meu este Mohamed. Bună! Bună ziua! Ce faci, Mohamed? Sunt bine. Ești bine? Vreau să învăț să prepar baba ganoush. Am pronunțat bine, da? Da. Este salata de vinete. Salata de vinete, da. Salata de vinete, dar în varianta arabească, da? Arabească. Adică, ce ingrediente avem nevoie? Ce avem nevoie aici? De ceapă tocată. Da. Și ardei capie, tot tocată, mărunt. Tăiat mici, mărunt, da? Da. Și roșie. Roșie tăiată. Și pătrunjel tot mărunt. Pătrunjel. Și ce acolo? Usturoi. Usturoi? Usturoi. Ia auzi, și, interesant. Zeamă de lămâie. Da. Sare. Da. Poapă de rode. O, rodia este rode. Nelipsită din bucătăria arabească. Asta, cei mai sănătoși.
Lavinia Iancu a lansat anul trecut aplicația care îți aduce pachetul de la părinți și tot atunci am stat de vorbă cu ea despre proiect. Azi revine la Matinal după un an pentru a ne povesti parcursul acestei aplicații de atunci și până acum.